Astăzi filmăm vlogul M5. Aer virgule sărite, hiușile și planșe la bord schimbat. IDM e 800 de euro decât exteriorul. Bă, și nimic fără să fie mașina perfectă să aibă frumos. E ca un fel de Germania. Ce liniuță! Golf 4 GTD! Părerea ta, de ce s-au întâmplat aceste accidente? Da. Pentru că mulți le cumpără și nu le stăpânesc. Voi, dacă nu este un Golf 4 foarte întreținut, uitați-vă cum arată. Bine, la mână. N-are ramă la geamuri, la uși. Rame de freon intră în asta. 700 plus minus 10 gram. Deschisă-și frigiderul în mașină. Astăzi filmăm vlogul M5. Ok. Ups, am greșit ușa. Hai mă băiesc că glumeam, nu e M5, e doar o replică de M5, seamănă, are un pachet M. Băi, astăzi o să facem un daily vlog, sunt alături de Robică, salut! Salut! Ia spune Robică, tu de când ești abonatul meu pe YouTube? De timpul, de când aveai Dacia. Deci de când aveam Dacia, Robică este abonat la mine pe canal. Avea huiul, primul hui. Iar astăzi am zis că o să mergem la un serviciu, eu l-am recomandat pe internet și Robica a văzut că na, am fost și cu pisica, am fost și cu Opel-ul și cu Seat. Băgăm freon în al său E60, să zic așa, pentru că lui merge clima, dar parcă nu mai are suficient freon. Și am zis, băi, cu ocazia asta, hai să facem un daily vlog și să vorbim puțin despre C20E. Replică de la E60, să zicem așa. Bă, mergem către MTH Total Service pentru a încărca cu freon, așa cum am zis mai devreme. Iar în tot acest timp o să stăm puțin de vorbă cu Robert și o să-l întrebăm noi care cum e treaba cu mașinile cu volan pe dreapta, pentru că el, să zic așa, e un fan mașini cu volan pe dreapta. Bă, ce ciudat mi se pare volanul să nu fie la tine. Adică, despre ce E60 este vorba? Un C20, varianta clasică M47 cu distribuție 163. Exact. La bun. Și automat. Automat, n-am avut probleme, clapete anulate. Toate cele, toate nebunile. Băi, dar ta e M de fabrică sau M de fabrică pe sire de șasiu. Aha, uite ce mișto și cu plafonul. Așa. Bă, îmi place interiorul ăsta al tău mult rău de tot. Tremuri de aluminiu, tot ce s-a fost, calitate în afară, ce lipsesc hotel, climatronicul și navigația mare. Bă, Robică, pune și mie, cum te-ai hotărât tu să faci trecerea asta la mașină cu volan pe dreapta și cum ți se pare totodată? Păi, am făcut trecerea asta pentru că la noi în țară nu prea găsești mașini cu volan pe stânga care să n-aibă daune. Am fost să văd un E60. Eram dispus să dau 7.000 de euro în Timișoara. Uh-huh. Exact ca acesta, doar că era din 2010, era distribuția Enu, distribuția în spate. Mașina zicea că are 250.000, dar ea n-avea nici kilometri și zicea că n-are nici daune, avea airbag-urile sărite și ușile și planșe la bord schimbate. Mașina practic era o bombă și era pe ea 7.000 și i-am oferit 5.000 de euro și el n-a vrut să-l nicio formă, așa că ai zis, bă, hai să mai caut alta. Imagine, am vorbit cu un prieten, am zis, să ne aducăm la din Anglia, mi-a dus pe asta. Câți bani ai dat pe ea? Da, o sumă la jumate, la una cu volan pe stânga, un 3.000 jumate. Bă, e un preț bun, pentru mai ales că e facelift. Da, e facelift, e ultima lună din 2007. 2008, da. Acolo, da, până atunci s-au făcut facelift-urile astea. Pre-facelift-ul vine până, nu e un facelift, că nu are motor. De cât timp o deții? De 2 ani. 2 ani. Și ești mulțumit de ea? N-a avut o problemă mașina asta. Doar sculia și bujii. Cel mai strong motor, să zic așa. Și am dat în el și ziceau toți că pică cutia, că pică. N-a picat nimic, convertizor, nicio problemă. Nu știu, și te-ai obișnuit cu chestia asta, cu trecerea asta, cu volanul pe... Am mai avut mașină. Ai mai avut înainte? Da. Deci nu era prima mașină cu volan pe dreapta. Nu era prima mașină. Și acum m-am hotărât să-i fac conversia, încă nu sunt 100% hotărât să-i fac conversia lui asta. Bă, după părerea mea, sincer, se merită să faci conversie la o astfel de mașină pentru că este facelift, ai motorul care nu se strică, care nu e problematic, așa, și pentru 500, 700 sau cât e o conversie? Până într-o 1000 de euro făcută cu piesele originale, să vină totul...
La 4500 nu găsești, da, volan nu găsești, pe stânga. Nu găsești, și cu dotări, cu ce are ea, numai s-o te-a pus un kit de M, e 800 de euro decât exteriorul. Bă, și nu-ți dă, nu-ți vine complet. Ce nu-mi place mie, uite ăsta, climatronicul ăsta, frate, da. Bă, e nașpa. Strică toată mașina. Asta strică tot aspectul la mașină, pe bun, e nașpa, însă am impresia că tu poți să treci și să faci conversia la celălalt. Mulți fac conversia fără să cumpere și aerotermă și senzori. Conversia te ajunge la vreo 300-400 de euro. Conversia, da, dar după părerea mea, eu dacă aș fi avut ACO, pentru că bagă și ACO-ul, nu e asta o problemă, schimbam doar butoanele astea, pentru că astea sunt urâte și poți să pui rotunduri din alea, ai văzut, de pe China. Acel, dar toate sunt așa cu riva acesta, se vede că e facelift, facelift are cu gri, ale non-facelift vin simple, negru simplu. Și la navigație, iar că n-are navigație, nici navigație, e OBC. E OBC, dacă uite, apare aici, e OBC-ul simplu. Ăștia, în schimb, sunt tactile. Sunt tactile, adică tactile, se mișcă pe atingere, știi, când dai pe radio și chestii de genul. În rest, tot are... E opționată foarte bine. Arată chiar foarte bine interiorul. O să vă arătăm noi puțin mai încolo. Când am configurat mașina asta, n-am configurat tot deloc bine, pentru că panou era opțional, adică nu te costa niciun ban în plus să-l pui, doar trebuia să-l ciudată pui. Chestie, da. Da, la vedea ce. Uite, puteau să pună și încălzirea în scaune, dar ele sunt semi piele, da, material și napa. Ceva, ceva mai răruț, să știi. Și piele în apa, da, exact. Da. Spațioase 60-urile, după părerea mea mi se par cele mai strong, să zic așa. Am avut și seria 3 și nu se compară cu ei. Nu se compară. Păi la seria 3 când stai cu picioarele în partea stângă sau dreaptă, să zic așa, atingi, frate, cu ele, uite, atingi în bord, uite, pe când la ăsta, la E60, stai lejer. Nu ai treabă. Bă, dar ce bine schimbă cutia. Avem în față și pe Denis, nu vom merge singur, vom merge cu M520 și cu Golf 4 la climă, cu ambele să băgăm. Care a fost prima mașină cu volan pe dreapta, a fost aia. Asta a fost prima mașină, da, care a avut-o în, da, familie cu volan pe, da, dreapta. Are 7 ani de clientare. Păi și fratele tău, tot cu volan pe dreapta, nu are treabă. Nu are. Și tatăl tău. Tot la fel. Na, băi, voi puteți să spuneți că sunteți fan mașini cu volan, da, pe dreapta, sincer să fiu. E preț și nu se compară calitatea care e acolo, ei fac serviciurile în Anglia, e o lege, nu... Sunt mai întreținute, da, în Anglia, da, mașinile, nu poți, da, să faci mod, nu poți să faci nimic fără să fie mașina perfectă, să ai refuzare. E ca un fel de Germania. Face liniuță. Golf 4 GTD. Bă, da, o trage bine, rău de tot. Dar las-o. Aoleu, ce emoții mi-ai dat, rău. Hai de mine, rău, pică, nu mai fă din ăsta. Bă, de mers, merge bine și cutia e, nu știu, foarte silențioasă, adică nu se simte absolut deloc că se face trecerea de la schimbarea vitezei. Cutia n-a zbucit niciodată n-a zbucit de când am avut mașina. Nu mi-a dat erori sau ceva pe cutie niciodată. În schimb, mașina când am luat-o de la proprietar a avut revizii nefăcute la zi. Am cartea de Anglia la kilometri de aia, am luat-o la 230.000 de kilometri, cam conversia de la mile la kilometri. Și toți kilometri, milele care le-a avut, au fost și în bol și în carte, deci tot. Cu, da, mai răruț. Cu servizii la zi, tot. Spune părerea ta despre legea care vor ăștia, de fapt legea, au băgat-o, pentru că nu mai dau voie ca să matriculeze mașinile cu volan pe dreapta și, nu știu, părerea că mulți zic că s-au făcut, într-adevăr s-au făcut multe accidente cu mașinile cu volan pe dreapta. După părerea ta, de ce s-au întâmplat aceste accidente? Da. Pentru că mulți le cumpără și nu le stăpânesc. Eu, în fine, când am cumpărat această mașină, eu n-am mers cu ea din prima să îi dau depășiri. Am mers încet, am mers până am obișnuit cu mașina, n-am luat niciodată să o alerg. Cum am luat-o, cum depășiri, merg în spate. Mai ales că, nu, volan pe dreapta și până te-ai obișnuit, da, așa. Da. Practic, tu ce trebuie să urmărești când ai cu volan pe partea dreaptă? Că atunci când ai volanul pe partea stângă, urmărești linia axului drumului. Eu urmăresc linia de pe margine. De pe margine, exact. Și singurul dezavantaj care ar fi? În depășire, dacă mă bag lipit de un tir, nu prea pot să mai depășesc nimic. Da, și cum... Trebuie să las o distanță de 10 metri. În România, cum sunt drumurile noastre, adică cu o bandă pe sens, nu cu două benzi, nu prea ai posibilitatea
să faci depășiri, mai ales cum e pe la noi, pe zona asta, Mehedinți, pe viaducte. Viaductele, cel puțin, după părerea mea, este un drum foarte periculos, care dacă faci depășiri riscante, risci să cazi în Dunăre, să zic așa. Tot ce trebuie să faci la o mașină cu volan pe dreapta, trebuie să fii cumpătat și să te bagi în depășire doar atunci când ești sigur și ai vizibilitatea necesară. Tu dacă stai în curul unei mașini din fața ta și tu vrei imediat să te bagi în depășire, normal că nu poți să faci chestia asta, deoarece nu ai vizibilitate îndeajuns. Exact, de exact. Eu în 7 ani de zile am avut un accident. Tocmai de asta se fac accidente cu mașini cu volan pe dreapta, pentru că oamenii nu circulă îndeajuns de responsabil, să zic așa, nu circulă responsabil. Mi s-a părut foarte ok să fac gen, să dea o lege ca să te oblige să faci o școală gen câteva ore cu mașină. Corect, corect. După părerea mea, asta ar fi ideal. Ar fi ideal. Nu că să scoți tu mașinile cu volan pe dreapta. Chiar dacă noi v-am spus, cel puțin părerea mea și a lui Robert, asta ar fi despre mașini. Hai că am ajuns și noi la servis să băgăm climă în ambele mașini. Suntem aici și cu Denis. Salut, Denis. Uite, Santa Monica, frumos, pe Golf 4. Am ajuns la servis la MTH, aici unde bag eu climă de fiecare dată. Salut, salut! Păi, dar cum să nu toate? Momentan două, că nu se schimbă conducta de climă. Ce faci aici? Am o verificare, a schimbat un motor impresorul și să vedem ce o să iasă. Da. Așa cum ți-am zis, am venit cu două mașini ca să facem încărcare de climă. Să faci din două una bună. Bă, eu zic că din două am în două mereu. Da. Cam așa arată și din față E60-ul facelift. Bă! Arată bine. Vopsea originală, pe ea mașina n-a fost revopsită absolut niciodată. Tocmai de asta spunea de mașinile de Anglia, că sunt oarecum mai bine întreținute față de cele de Germania sau alte state, să zicem așa. Avem acolo stickerul cu Dan Cristian Vlogs. Spuneți voi, dacă nu este un Golf 4 în foarte întreținut. Uitați-vă cum arată, mașină de Anglia. TDI. Da, asta e avantajul mașinilor de Anglia, pentru că sunt în foarte întreținute. Avem aici și stickerul cu Dan Cristian Vlogs. Băi, ne-am întâlnit și cu Alex, cu prietenul meu care este vopsitor și ia priviți ce mașină are și ce vopsea. Vopsea Raptor. Ia lăsați mai jos în comentarii și spuneți în ce părere aveți despre acest Subaru. Este o mașină mai deosebită, mai unică sau nu este? În preța. Vezi, toți vor mașini joase. Uite, Alex a vrut o mașină mai off-road. Bine, el o și folosește mai mult pentru off-road. Îți place culoarea, da, aia? Da, frumoasă. Bine. La mână e. Și hai să vezi ce-i tare la asta. Vezi că e în patru uși, da? Ia uite când deschizi ușa. E ca la ticiu. Da, frate, uite și tu. N-are ramă la geamuri, la uși. Are mic, mare sau... Da. Uite, vezi? O să facem un vlog separat cu mașina asta pe off-road, să zicem așa. Are și muzică, nu doar așa. Uite, culoarea e originală. Vezi? A fost un verde închis. Verde închis, da. Nu mai schimbe certificat sau ceva. Păi da, nu mai e nevoie. Dar aia cu geamurile mi-a plăcut mult de tot. Alex, arată-ne și la motor, tati. Da, și pe spate e la fel. Și uite, ăștia zici că-s de America, da, știi? Da, da, da. Dar încă nu le-a pus un bec pe ele. Asta le-i de fabrică, că văd că au. O să facem un vlog separat cu mașina asta, deoarece merită să fie filmată, dar o să facem un vlog mai mult așa de off-road. Și ăsta e motor boxer de 1.6. Da, da. 100 câți cai? 95. 95 de cai. Că ai putere, exact. Asta e mai mult pentru cuplu, mai mult pentru chestii de genul, știi?
Ai dat golful pe una din asta? Niciodată. Da, golful nu-l vezi. E mașina de suflet. Mașina de suflet, la fel cum sunt și Robert. E 60 și mașina lui de suflet. Înțătoare de aia, de capacele. Sunt făcute de mine niște flanșe de 10 aproape. Are 10 cm pe față, 10 pe spate, nu? Aici e distribuția. Exact cum fac aia în America. Și gen... Ai vopseaua, e șmecher, erau vopseaua. E făcută șmecher. Alex o să-mi vopsească mie pisica. Da. El e vopsitorul de la Baia de Aramă. Înțeles că am mici, dar rest... Da, asta bine, că e confortabil, pentru off-road, e confortabil. Și are niște cauciucuri mai mari din alea de off-road special. E o vopsea interesantă. Tu, ți-e rămasă gândul la vopsea? Da. Asta dacă ți-o lovește unui, nu crezi nimic ca vopseaua. Păi asta e rezistentă și la zgrieturi, da. La mai multe. Asta bine. Da, gen, uite, zgrieturile, dacă dai cu mâna, uite, se șterge. Da, bă, uite, se șterge. Da, gen dacă o speli bine și iei un burete de poli și îi dai așa, se duc toate, știi? Nu se mai văd. Deci are lac peste un pic? Are. Are, nu e fără. O să-i dau și fără. Da, ah. Dar viitoare o să-i dau. Da, da, pe locul e cu Subaru. Deci, ce zici că e butonul ăsta, Alex? Poziții. Deci de acolo pornești pozițiile, da, la mașina, da, asta? Separat. Și dacă ai cheia scoasă... Pe bune? Da. Ia să facem o probă. Poți să apeși pe el acum? Cam apăsat. E cam soare, dar se văd pornit. În partea de sus, ia. Hai pe față să trecem. Da, bă, uite pozițiile aprinse. Oglinzile sunt simple, chiar la gol 4. Ce tare! Bă, e mișto rău de tot. Septembrie mi se pare că gata. Ales bulez, pare să primim. No, că e matriculată deja. Ia, trebuie să schimb mașina. O schimbi? Volan. Schimb volanul, bravo. A venit rândul E60-ului ca să intre la freon. Să băgăm freon, să vedem cât freon intră în el. Câte grame de freon intră în asta? 700 plus minus 10 grame. Oho, intră destul. Aproape un litru. E lacomă. E lacomă asta. Bă, înseamnă că în motorul de 3 litri intră mai mult. La fel intră. Nu, mă, în Ford Galaxy intră un litru. Un litru jumate. Un litru jumate. Dacă e pe dublă, da, dacă e dublă. Cum treci de pe modul de UK pe... Are aici în interior niște... Niște butonașe. Chestii, da? Da. Butonașii, doar dai de el și se mută și grupa aici. Ceva. Asta nu știam. Și ți-a fost frică un pic când te-a oprit și s-a pus alea de verificat la farurile? Asta e, mi-am asumat-o. Și cu Nox, și cu tot, mi-a verificat. Și? Mașina. A ieșit bine? Tot. Am fișat tehnică și acum am mașină. Foarte tare. Deci mașina n-a avut nicio problemă să bată, să mi-a ridicat o frână, tot. Sărbătoare, frână, stop-uri, bag-uri, poziții, sinalizări. Nimic. A fost nouă. Da, nouă. Mi-a ajuns polițist o față. Nu, polițistul ăla, agentul constatator. Agentul constatator. De ce nu-i schimb volanul, că e păcat de mașină? O să-l schimb. O să-l schimb, dar trebuie să arunca cu capanii să facă. Să mai schimbească piesele, că piesele trebuie să-i schimbe la mașină. Că nu o să mai fie și să-i schimbească. Hai că s-a terminat cu încărcarea cu freon. Hai să vedem, bagă rece sau nu bagă rece. Ziua, Robică, bagă sau bagă? Bagă, bagă, a? Deschisă-și frigiderul în mașină. Am deschis un lucru. Un om adevărat. Da. Gata, bă, băieți, a intrat și golful la freon, să zicem așa, să-i băgăm freon. Și a ziceți voi în comentarii aici, cunoașteți motorul ăsta, motorizarea 1.9 TDI, de câți cai credeți că este? Vă mai las 2 secunde să vă gândiți, lăsați repede un comentariu și spuneți, este Sfântul Aleh. Dacă ați zis Aleh, ăsta este. A pornit Aleh-ul. Să vedem dacă a pornit și clima, dacă funcționează. Să simți ceva la turație. Parcă se mări turația. Nu, la Aleh și asta mai turată, la 900 de tur. Da? Da, nu e că la PD. E,
altă treabă acum cu freon, cu răcorică, răcorică și ești pe loc, când mergi da. O să bage mult mai rece. Se răcește radiatorul de față. Bă, și vă ziceam eu într-unul din vlogurile mele, cu ce să ștergeți voi mașina. Haideți să vă arăt acum, am primit și eu acest prosop din microfibră, să vi-l arăt cam de ce aveți voi nevoie ca să ștergeți mașina și să fie în regulă, fără să o zgâriați. Acesta este prosopul de microfibră, cu două părți, da? Și ca și dimensiune are 50 cu 70, după cum vedeți. Bă, și a fost la ofertă la Auchan. Cum se vede și aici pe etichetă, numai 15 lei și eu zic că își face treaba bine de tot. Îl folosește acest prosop, ești mulțumit de el? Foarte bine, nu rămâne o pată, o urmă și nu trebuie să insisti, doar îl treci pur și simplu. Băi, păi, cu asta cum zice, cu pielea de căpioară v-am zis. Am făcut-o praf. O faci praf pentru că o zgârie, cârpa e cam tare până să umezește un pic ca... și tot rămân anumite zgârieturi pe mașină. Tot din nisipul cârpa de căpioară îl absorbi bine și nu mai poți scoate. Exact. Acum că am terminat și cu freonul la cele două mașini, mergem acasă și na, am să facem un daily vlog așa random, să zicem așa, și să vă prezint și părerea unui posesor de autoturism cu volan pe dreapta. Poate o să facem chiar un vlog special cu această mașină, dar dacă voi vreți să facem un vlog cu această mașină separat, să aflăm mai multe detalii, lăsați un comentariu, bușiți butonul ăla de like. Mașina are mai multe modificări care da, deci indicar, dar... Nu putem să spunem absolut tot în clipul ăsta, dar dacă o să filmăm un clip separat, o să aflați mult mai multe detalii despre această mașină. Cam acesta a fost și vlogul de astăzi, daily vlogul de astăzi. Vă mulțumim pentru că ați vizionat până la capăt. Nu uitați să mă susțineți cu un like, cu un subscribe, 15% reducere car vertical mai jos în descriere și ne vedem în următorul vlog. Vă salutăm!